Publicistul și scriitorul Vlad Pohilă a murit la vârsta de 67 de ani, fiind răpus de o boală la aparatul digestiv. Distinsul om de cultură a fost găsit mort în apartamentul său vineri seara. Asta după ce rudele nu reușeau să dea de el de câteva zile. Vestea tristă a fost confirmată pentru postul nostru de televiziune de prim-prorectorul Academiei de Administrare Publică, Andrei Groza, prieten de mai bine de 30 de ani și vecin de bloc. Marți seara, venind acasă, ne-am întâlnit în fața scării mele, am stat de vorbă, l-am văzut arăta. Chiar i-am spus, Vlad, nu-mi place cum arăți. Dumnealui mi-a spus că a fost internat în spital ceva timp în urmă. Eu i-am spus că dacă are nevoie ceva să-l ajut, eu știu, la farmacie sau că el treia singur, adică în orice timp și noaptea poate să mă suni. La câteva zile după ce s-a văzut ultima oară cu Vlad Pohilă, Andrei Groza spune că a fost sunat de una dintre nepoatele publicistului care l-a întrebat dacă știe ceva despre unchiul său. Și asta deoarece îl sună în continuu, dar nu răspunde la telefon. Era pe la orele 7 undeva așa, m-am dus, am bătut în ușa, a ieșit vecina, mi-a spus că tot nu l-a văzut de vreo 2 zile. După aceea, rudele au sunat la urgențe, la spitalul numărul 3, acolo unde a stat. Le-am spus să suni la 112, scheme poliția și pompierii. Pompierii au intrat la etaj, din afară, au spart o fereastră la bucătărie, s-au adunat multă lume, deci au intrat înăuntru, au constatat că el de acum a decedat. Vlad Pohilă, scriitor, publicist, lingvist și traducător, s-a născut în 6 aprilie 1953 în satul Putinești, raionul Florești. Și-a făcut studiile la Facultatea de Ziaristică a Universității de Stat din Chișinău, apoi a urmat cursurile de muzeistică și studiu al artelor la Moscova și și-a făcut doctorantura la Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei. A colaborat cu numeroase publicații în calitate de ziarist. A tradus peste 20 de cărți și este coautor a mai multor dicționare și enciclopedii. Vlad Pohilă a fost prezent în topurile cei mai buni ziariști din Republica Moldova din 2000 și 2003. A fost laureat al săptămânalului Literatura și Arta pentru publicistică în 2003 și pentru știință în 2007. Cunoscutul om de cultură a fost în ultima perioadă a vieții sale și autor al rubricii Să vorbim corect, să vorbim românește de la Radio România Chișinău.